Suntem foarte onorați de prezența dumneavoastră alături de noi în acest moment aniversar la care sărbătorim 160 de ani de existență a învățământului agronomic superior în România. Am vrut să marcăm acest eveniment prin inaugurarea unei serii de conferințe sub egida Agriculture for Life, Life for Agriculture, serie pe care o dorim a fi cât mai lungă. Lucrările acestei conferințe sunt organizate pe parcursul a 3 zile, 7 secțiuni corespondente celor 7 facultăți ale universității noastre. La această conferință, alături de colegii noștri din țară, avem bucuria de a avea reprezentanți, personalități prestigioase din peste 30 de țări din Europa și de pe întreg mapamondul. Filmul scurt de 5 minute despre istoria acestei universități cred că va ilustra mai bine ceea ce am încercat noi să vă transmitem. Se spune că pentru a înțelege prezentul trebuie să-ți cunoști trecutul. Iar trecutul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București înseamnă 160 de ani de istorie, 160 de ani de învățământ agronomic românesc. În prezent, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București cuprinde în structura sa 7 facultăți. Dacă ne cunoaștem trecutul, avem un motiv în plus să fim mândri de ceea ce suntem, de ceea ce facem. 160 de ani de învățământ agronomic românesc. Tradiția există și merge mai departe. Facem această trecere cu ajutorul doamnei ministru Ecaterina Andronescu. Este pentru mine o mare bucurie să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră aici la o aniversare atât de importantă. Cu 160 de ani de tradiție universitară, sunt puține școli superioare din România care se pot lăuda. Poate prea des și prea ușor trecem peste ceea ce numim simplu tradiția școlii românești. În esență, fiecare an, din cei 160 de ani, înseamnă eforturi uriașe, eforturi pe care deopotrivă profesorii universității, în diferitele ei forme și cu diferitele ei denumiri, și studenții ei le-au făcut. Nu pot decât să vă asigur pe dumneavoastră și pe studenții pe care dumneavoastră îi aveți de tot respectul ministerului pe care îl reprezint astăzi aici în fața dumneavoastră. Și chiar înainte de acest lucru, să vă asigur de respectul meu ca dascăl, pentru că înțeleg și știu care vă sunt eforturile de fiecare zi pentru a duce tradiția școlii mai departe. Și nu aveți cum să nu vă uitați ce trecut ați avut și fără îndoială să vă gândiți că acest trecut vă obligă să construiți pentru universitatea dumneavoastră, pentru țara aceasta, un viitor pe măsură. Vă doresc să vă bucurați de sărbătoarea aceasta, le doresc studenților să fie mândri de faptul că sunt într-o universitate cu asemenea tradiție și sigur că vă doresc ca fiecare zi să fie o zi a bucuriei misiunii împlinite. N-aveți o misiune ușoară, vă doresc succes în realizarea ei. Și nu întregii universități, nu pot decât să-i adresez cunoscuta urare, vivat, crescat, floreat. Vă mulțumesc! Domnule rector, în numele instituției pe care o reprezint, o să vă rog să-mi permiteți să vă ofer o diplomă. La mulți ani! În vitrina dumneavoastră cu foarte multe trofee, vă rog să păstrați și acest semn care marchează acest eveniment extrem de important pentru universitate, pentru toate universitățile din România. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Permiteți-mi să vă oferim și noi o diplomă de excelență și o medalie aniversară. Mulțumesc frumos!
Avem această efigie a Ministerului Educației și de la aniversarea de 150 de ani, la care a fost prezent alături de noi domnul președinte Ion Iliescu, ne-a onorat. Domnia sa este și doctor honoris causa al universității noastre, drept pentru care îl rugăm să ne facă onoarea de a ne adresa câteva cuvinte. Vă mulțumesc. În primul rând, permiteți-mi să vă felicit pe toți, cadre didactice, studenți acestei instituții, iar aniversarea de azi este nu numai aniversarea instituției, acestei universități, ci a învățământului agricol în general din România, ceea ce marchează un pas înainte pentru o țară ca a noastră, unde agricultura a fost și va rămâne un domeniu important al vieții noastre economice și sociale. În materie de agricultură avem o experiență bogată în spate, dar agricultura românească astăzi trece printr-un moment de criză. Noi am pierdut câteva avantaje. Spre deosebire de alte țări din zonă, Ungaria, Cehoslovacia, Germania, care și-au păstrat sistemul cooperatist al agriculturii și deci cadrul organizațional pentru desfășurarea agriculturii pe suprafețe mari, la noi a fost o bătălie surdă, oarbă, pentru proprietate, care a dus la fărâmițarea pământurilor. Eu cred că dificultățile cu care se confruntă lumea azi, în condițiile unei gândiri raționale și utilizării tuturor posibilităților de care dispunem ca să repunem agricultura pe o bază modernă, constituie o oportunitate, oportunitatea fundamentală pentru România ca să reintre în circuitul țărilor civilizate cu o dezvoltare durabilă. Să ne urăm împreună succes în acest efort necesar pentru relansarea agriculturii și a societății românești. Vă mulțumesc! Efigie aniversare și diplomă de excelență. Mulțumim, domnule președinte. Domnul președinte Emil Constantinescu ne-a transmis un mesaj. O rugăm pe doamna Cristiana Sârbu să ne prezinte mesajul. Mulțumim. 160 de ani de învățământ agronomic românesc marchează un eveniment de rezonanță nu numai pentru mediul universitar, dar și pentru istoria națiunii române. Ca președinte al României și ca fost președinte al Consiliului Național al Rectorilor Universităților din România, doresc să aduc omagiul meu titorilor învățământului agronomic și generațiilor de profesori, cercetători și studenți care au servit această știință și au contribuit la progresul țării noastre. Vă mulțumesc foarte mult în numele domniei sale. Și de asemenea, ca președinte al grupului de inițiativă ecologică și dezvoltare durabilă, al cărui președinte fondator este domnul Ion Iliescu, vă mulțumesc și vă urez la mulți ani. Multă sănătate! Universitatea noastră se mândrește cu faptul că domnul ministru al agriculturii, Daniel Constantin, s-a pregătit pe băncile acestei facultăți. Îl rugăm să ne adreseze câteva cuvinte. Aș vrea să vă mulțumesc pentru invitația onorantă de a participa la încă un eveniment de mare valoare pentru lumea academică și spun încă un eveniment pentru că am ocazia și plăcerea să particip la evenimente din ce în ce mai importante și mai bine organizate de 15 ani. Fiind student al acestei universități, așa cum a spus și dumneavoastră, am avut și marea plăcere și ocazie să particip la evenimentul de 150 de ani și vreau să vă felicit. În fiecare an ați făcut progrese remarcabile pentru tot ce înseamnă mediul academic din România. De-a lungul anilor, Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară a fost principalul formator al profesioniștilor din domeniul agroalimentar. Absolvenții săi, din care am onoarea să fac parte, studenți, doctoranzi, sunt permanent conștienți de modul în care universitatea își valorifică resursele umane, intelectuale și materiale pentru a perpetua o misiune nobilă, și anume știința hrănirii populației. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că la 160 de ani contribuiți din plin la această nobilă misiune și vă doresc mult succes în continuare!
Senatul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, la aniversarea 160 de ani de învățământ agronomic românesc, propune conferirea înaltului titlu academic de doctor honoris causa. Vă mulțumesc! Voi da citire scrisorii majestății sale adresată Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Doamnelor și domnilor, am primit cu bucurie vestea că Senatul Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București a luat hotărârea să-mi acorde titlul de doctor honoris causa la aniversarea celor 160 de ani de învățământ agronomic românesc. Vă mulțumesc pentru onoarea pe care mi-o faceți și pentru invitația adresată mie și familiei mele la ceremonie. În anul 1868, luna august, Carol I punea piatra de temelie a așezământului Școlii Românești de Agricultură de la Herăstrău, cu nădejdea că ea va dăinui și va aduce învățătură multor generații de români. Astăzi mă adresez vouă, în numele predecesorului meu, cu vie mulțumire pentru tot ce s-a înfăptuit în această universitate și cu convingerea că studenții dumneavoastră vor duce mai departe țara aceasta, prosperă și fericită. Așa să ne ajute Dumnezeu. Mihai Rege. În numele Senatului Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București, se decernează majestății sale regele Mihai I al României titlul academic de doctor honoris causa pentru merite deosebite față de poporul român, pentru care curajul și grija părintească și permanentă cu care a reprezentat și susținut interesele vitale ale României. Invităm la o poză de grup în fața acestei clădiri și, foarte important, la o poză de grup în fața clădirii istorice a universității noastre, la rectoratul universității. Și invitați, să avem onoarea astăzi să beneficiem de prezența domnului Comisar European pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală Dacian Cioloș, a domnului ministru Daniel Constantin. Domnul Comisar European va avea o scurtă prezentare,
și rugămintea ar fi să transformăm această întâlnire într-o dezbatere cu studenții și profesorii, într-o dezbatere cu întreaga comunitate academică. Stimați profesori și dragi colegi, aș spune, adresându-mă studenților, vreau să vă spun un lucru. Nu numai să nu vă fie rușine că vă pregătiți pentru agricultură, dar fiți convinși că e probabil una dintre cele mai palpitante meserii pentru care vă pregătiți pe viitor. Și vreau să vă mai spun să nu uitați că în agricultură, dincolo de faptul că lucrați cu tehnologie modernă, lucrați cu viață și lucrați cu natura. Agricultura și sectorul agroalimentar e singurul sector economic în Europa pentru care există o politică comună. Dincolo de ceea ce, cu ce ne-am obișnuit să spun în politica agricolă comună, adică cu subvențiile directe către agricultori, pe viitor avem de gând să investim mai mult în inovare și cercetare.